Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Băi, fraților, astăzi facem un episod mai important, deoarece este vorba despre noile console care o să se lanseze la anul în 2020. Este vorba despre PlayStation 5 și Xbox Scarlett. Băi, fraților, la anul o să se lanseze două console noi, cele mai cunoscute console din lumea gamingului. Ei bine, la anul, prin decembrie, în jurul Crăciunului, o să se lanseze aceste două console. Și pentru unii o să fie ceva foarte șmecher, un cadou perfect. Așa că haideți să vedem care este treaba cu aceste două console. În primul rând o să vorbim despre PlayStation 5. Ei bine, Sony a spus că această consolă o să se lanseze la anul. Așa că foarte multe chestii au spus despre această consolă. Au zis că această consolă o să aibă un nou controller care o să fie foarte tare. Joystick-ul o să fie foarte îmbunătățit și am înțeles că o să ne ducă mai mult în lumea virtuală decât o făcea până acum la PlayStation 4. Acest controller am înțeles că o să aibă niște funcții noi și asta este foarte tare, deoarece la jocurile cu shootere și cele cu virgulă, curse o să fie ceva, o experiență mai bună când ne jucăm și controllerul o să ne ducă mult mai mult în interiorul jocului, cum ar fi. Asta este foarte tare și îmi place foarte, foarte mult. Știți și voi că această consolă PlayStation 4 a fost lansată acum 7 ani și avea nevoie de un nou upgrade, de o nouă consolă și s-au gândit băieții de la Sony să lanseze și o nouă consolă, aceasta numindu-se PS5. Mulți dintre noi spuneau că o să se numească altfel și o să aibă o altă denumire, dar nu, o să fie o serie continuată și o să se numească PlayStation 5. Asta este foarte, foarte tare și îmi place foarte, foarte mult. Bineînțeles, consola o să aibă un SSD de acum și o să aibă DualShock 4, bineînțeles. Nu o să mai fie DualShock 5 cum ar fi, o să fie doar DualShock 4 și asta este foarte tare. Bineînțeles, aceasta va rula pe un disc Blu-ray 4K de 100 de giga, deci poate să ajungă până la 100 de giga capacitatea lui și este foarte tare și am înțeles că o să fie niște piese de la Nvidia, dacă nu mă înșel, și acesta va avea un SSD de o mare calitate și o mare viteză. Asta este foarte tare, deci o să fie super șmecher, iar controllerul o să se încarce cu USB-C, deci nu o să mai fie USB normal, o să fie doar USB-C și asta este foarte bine, deoarece s-a mai îmbunătățit și chestia asta. L2-ul și R2-ul de la controller o să aibă niște funcții noi și asta va fi foarte șmecher. Bun, și cam asta a fost despre această consolă, o să mai aflăm chestii pe parcurs. Cam atât am aflat despre consola PlayStation, nu știm încă cât va costa sau chestii din astea, dar haide să trecem și la Xbox. Bineînțeles și cei de la Microsoft sau Microsoft au anunțat și ei la E3 2019 această consolă, că va veni o nouă generație de console și aceasta se va numi Xbox Scarlett. Deci acest proiect o să se lanseze tot la anul, v-am mai zis, tot prin iarnă, o să vină împreună cu jocul Halo Infinite. Bineînțeles, cei de la Xbox păstrează tradiția pentru că oricând cei de la Halo scot un joc nou și ei scot o nouă consolă, așa au făcut și cu Xbox One X-ul, dacă nu mă înșel. Cei de la Microsoft au spus că o să se lanseze odată cu Halo și asta va fi foarte tare. Bineînțeles, această consolă o să fie 8K și va avea 7680 de pixeli pe 4320 de pixeli, deci va fi foarte tare. Va avea o stocare SSD și asta va fi foarte tare. Va fi și aceasta cu Blu-ray și asta este foarte șmecher. Deci o să aibă o calitate ultra realistică și va fi foarte șmecher. Am înțeles că această consolă o să meargă până la 120 de FPS-uri, deci wow, este ceva genial, nu mă așteptam la chestia asta. Pentru RAM va avea un GDDR6, deci va avea un GDDR6, nu va mai avea DDR6. Asta este foarte, foarte tare și am înțeles că această consolă va costa cam 500 de dolari, deci aici știm prețul, nu ca la PlayStation, și am înțeles că această consolă va fi echivalent cu Xbox X
la preț, deoarece așa a fost și aceasta în 2017 când s-a vândut prima oară. Deci asta este foarte, foarte tare și cam astea sunt toate chestiile despre această consolă. Despre controller nu știu foarte multe, deoarece nu au dezvoluit multe chestii despre controller, dar probabil va avea și acesta un upgrade destul de mare. Bineînțeles, un nou design va avea și abia aștept aceste două console. Sper ca consolele acestea să fie cele mai tari după piață. Bineînțeles, nu cred că va putea să elimine vreuna dintre ele PC-ul după piață, dar na, acum știți și voi chestia, PC-ul este cel mai tare după piață, care rulează jocurile și nu va fi învins niciodată, zic eu. Așa că ăsta a fost tot episodul, sper că v-a plăcut și sper că v-am ajutat cu informațiile acestea despre noile console care vor urma să fie lansate la anul. Eu abia aștept să aflu câteva chestii noi despre aceste console, odată ce o să aflu o să fac și un episod special cu ele. Bun, sper că v-a plăcut episodul și mai vreți în continuare episoade, poate o să vorbesc și despre celelalte console portabile și chestii din astea, pentru că o să se lanseze și noi chestii pe piață, noi console portabile. Bun, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați și un share că mă ajută foarte mult, să vă ceți dați un follow și pe Instagram, iar până data viitoare să aveți o zi superbă!